singurul lot din autostrada Sibiu-Răștie, care încă se mai află în lucru, a început să prindă formă. Pe porțiuni de kilometri buni între Cunța și Apoldul de Jos, asfaltul este așternut, inclusiv stratul de uzură. Se muncește de zor, însă chiar și așa, mai e mult până departe. Sunt încă probleme imediat după Apoldul de Jos, acolo unde sunt alunecări de teren, iar până acum nu s-au găsit decât soluții ineficiente. Aceste alunecări de teren se întind pe o porțiune de circa 6 km, iar pentru înlăturarea lor este nevoie de excavații ample. Potrivit constructorului italian, ar fi nevoie să se mute aproximativ 2,8 milioane de metri cubi de pământ. La un calcul simplu, având în vedere complexitatea acestor lucrări, ar fi imposibil să se respecte termenul de 15 noiembrie 2014. Dar speranța moare ultima.